Marco Simonovski a fost responsabil cu spectacolul în prima repriză dintre Șepși și Dunărea Călăraș. Vârful macedonean a deschis scorul după numai 2 minute la Sfântul Gheorghe. Până la pauză, Simonovski putea face dubla. Șutul său deviat a fost scos incredibil sub bară de Straton. Apoi, din cornerul rezultat, macedoneanul a lovit bara. Dunărea a fost aproape inexistent în prima parte a meciului, doar Vali Alexandru a pus în pericol poarta lui Nițului. La mijlocul reprizei a doua, Viera a fost la un pas să marcheze golul startului de sezon. A trimis cu capul de la 18 metri, dar mingea a ocolit de puțin vincul. În prelungiri, Hodnog i-a trecut și el pe lângă majorarea scorului, dar Straton a fost din nou providențial. Echipa lui Dan Alexa putea salva din nou un punct în prelungiri, la fel ca în meciul cu Hermannstadt, însă Pușcaș nu a prins cadrul porții, iar Șepși și Dunărea Călăraș s-a terminat 1-0.